Un bărbat din Timișoara și-a pus capăt zilelor chiar în săptămâna patimilor. În dimineața zilei de luni, bărbatul, în vârstă de 73 de ani, a fost surprins de o vecină când se pregătea să se arunce în gol de la etajul 9 al blocului în care locuia pe bulevardul Tacheonescu. Femeia a încercat în zadar să-l convingă pe bărbat să renunțe la gestul extrem. Deși a alertat de urgență autoritățile, bătrânul a avut nevoie de doar o fracțiune de secundă pentru a se arunca în gol. Un nepot de al bărbatului, spune că acesta era într-o depresie puternică, fiind motivul care l-a condus în cele din urmă la moarte. Bărbatul care și-a încheiat socotelile cu viața într-un mod atât de brutal trebuia să fie operat zilele acestea, lucru care l-a speriat foarte tare, mai spune nepotul acestuia. Oamenii legii au împânzit zona și desfășoară o amplă anchetă pentru a stabili cu exactitate pașii acestei nenorociri.